Președintele PSD Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, a declarat într-o conferință de presă că se va începe operațiunea de contestare a hotărârii de Consiliul Județean în contencios administrativ. Trebuia să aibă un caracter de consultare public. Trebuia să fie publicată această hotărâre de Consiliul Județean pe site-ul instituției, lucru care nu s-a întâmplat. Trebuiau purtate discuții, trebuiau acceptate propuneri din partea opoziției, din partea cetățenilor, din partea primarilor, pentru modificarea acestei hotărâri. Ieri la Suceava, de fapt, Gheorghe Flutur, președintele PDL, a pus pumnul în gură cetățenilor din județul Suceava, al locuitorilor care trăiesc în acest județ și care trăiesc în localități conduse de primari PNL sau PSD, pentru că ieri s-a întâmplat ca împărțirea să fie ținută doar pe criterii politice, iar primarii de culoare PDL au primit într-adevăr bugete consistente. Cătălin Nechifor a precizat că decizia din ședința deliberativului este un precedent periculos la nivel județean, iar PSD cere explicații pentru modalitatea de împărțire a banilor. Dacă calculăm numărul de locuitori, ponderea acestora este 59% în zona PDL, în zona primarilor PDL, 10% în zona primarilor PNR și 31% în zona primarilor PSD. Dacă luăm defalcarea de bugete care s-a făcut ieri, o să constatăm că primarii PDL au primit 73% în condițiile în care ei reprezintă doar 46%, în timp ce primarii PSD au primit 16%, reprezentând 43%, iar primarii PNL au primit doar 11% în condițiile în care reprezintă același procent din populație și din ponderea de primării. Colegul de partid al lui Nechifor, Ovidiu Donțu, a argumentat indignarea socialdemocraților prin aceea că ce s-a întâmplat în ședința de Consiliul Județean a fost ilegal. Primul element de nelegalitate a fost încălcat calendarul prevăzut de lege pentru adoptarea bugetului județului. Legea prevede o dezbatere publică cu afișarea bugetului cu 30 de zile înainte. Câtă vreme consilierii județeni au fost informați cu jumătate de oră înainte de ședința de Consiliu Local, vom încerca să dovedim în instanța de judecată că acest calendar nu a fost respectat. Bugetul Consiliului Județean nu se adoptă prin hotărâre prin ședință extraordinară a Consiliului Județean. Am identificat o inadvertență în masa de împărțit pe care au avut-o în vedere Gheorghe Flutur și, respectiv, Direcția Economică a Consiliului Județean. Dacă domnul Gheorghe Flutur a împărțit 21% din impozitul pe venit, Direcția Economică a Consiliului Județean a împărțit 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii PSD din Consiliul Județean susțin că în 2 ani și jumătate au primit doar de 4 sau 5 ori mapa cu ordinea de zi la timp.